10 aprilie. În împărăția ta pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Pomenirea sfinților mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și a celor 36 împreună cu dânsii. Aceștia toți au luat mucenicia pentru Hristos și s-au încununat cu slava cea nepieritoare sub domnia împăratului Decius. La porunca împăratului, cezarul Africii a vestit poporului că toată suflarea trebuia să iasă și să aducă jertfe idolilor. Cei care se opuneau erau amenințați cu torturi înfricoșătoare. Auzind de aceste amenințări, mulți au căzut de la credință și au început să se închine idolilor, dar acești 40 despre care ne este acum vorbirea au rămas neclintiți în mărturisirea lui Hristos zicând: „Fraților, să ne păzim a ne lepăda de stăpânul nostru Hristos, ca nu cumva și El să se lepede de noi, înaintea Tatălui Său Celui din ceruri și înaintea a mii de îngeri.” Cezarul i-a împărțit pe mucenici în două cete. 36 dintre ei, după ce au fost bătuți, crunt, scrijeliți și răniți, după ce pe răni li s-a turnat sare, au fost omorâți prin tăierea capului. Primii 4 însă au fost aruncați în închisoare, legați în lanțuri grele de fier în jurul gâtului, mâinilor și a picioarelor. Dar un înger al Domnului s-a pogorât în acea închisoare, s-a atins de obezile în care erau încuiați, iar lanțurile au căzut. După aceea, îngerul a gătit o masă aleasă pe care le-a întins-o înainte și mucenicii i-au ospătat. Ei au fost apoi scoși la priveli și torturați, apoi aruncați în închisoare. Cezarul a poruncit apoi vrăjitorilor și descântătorilor să adune tot felul de jivine scârboase, de șerpi otrăvitori și de scorpioni pe care le-a închis în celula mucenicilor, ca aceștia să fie mușcați și să moară în chinuri. Dar scârboasele târătoare nu s-au atins de plăcuții lui Dumnezeu, ci s-au strâns într-un ungher unde au rămas nemișcate timp de 3 zile. În a treia zi, când ușa închisorii s-a deschis, jivinele s-au repezit și i-au mușcat de moarte pe vrăjitorii și descântătorii care apăruseră în pragul ei, îi ținându-și capetele. Neputând deci nimic împotriva celor 4 mucenici, cezarul a poruncit în cele din urmă uciderea lor prin decapitare. Fiind aduși la locul execuției, ei au cântat în toată vremea psalmi și laude Domnului Dumnezeu, care i-a învrednicit de moarte mucenicească. Ei au luat cu cinste cununa biruinței la anul 250, aflându-se vrednici de împărăția cerurilor. Pomenirea celor 6.000 de sfinți mucenici din Georgia. În pustia Sfântului David din Garesia, Georgia, s-au aflat odinioară 12 mănăstiri, în care timp de secole mulțime mare de monahi au petrecut în mari nevoințe pusnicești. În anul 1615, șahul Iranului Abbas I a atacat Georgia, devastând-o și omorând prin decapitare mulțime de creștini. Odată pe când se afla la vânătoare în dimineața Sfintei Zile a Învierii, șahul Abbas a observat o mulțime de lumini pe un munte. Aceia erau monahi celor 12 mănăstiri, care înconjurau în procesiune Biserica Sfintei Învieri, purtând în mâini făclii aprinse. Aflând că aceia erau monahi, șahul Abbas a întrebat uluit: „Dar oare nu am dat morți întreaga George, trecând-o prin ascuțișul sabiei?” El atunci a dat poruncă soldaților să-i ucide imediat, prin tăierea capului, pe toți acei monahi. În momentul acela, un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea Avei Arsenic și a vestit moartea lor imediată, de neînlăturat. Cuviosul Arsenie a dus vestea fraților lui. Ei atunci cu toții s-au împărtășit cu preacuratele lui Hristos taine, pregătindu-se de moarte. Năprasnic după aceea au apărut persanic, care mai întâi l-au tăiat în bucăți pe stareț, care le-a ieșit primul în întâmpinare, apoi pe toți ceilalți. Această mulțime de monahi a luat cununa muceniciei cu cinste la anul 1615. Așa au fost distruse aceste străvechi și faimoase mănăstiri, care timp de mai bine de 1000 de ani au fost sfântă vatră de duhovnicie, care a luminat și a încălzit întreaga Georgie. Doar 2 dintre mănăstiri au fost reînviate, existând și astăzi: Mănăstirea Sfântului David și Mănăstirea Sfântului Botezător și înainte Mergător Ioan. La vremea muceniciei celor 6.000 de monahi, regele georgian Arhil a luat moaștele sfinților și le-a îngropat cu cinste. Până ziua de astăzi, aceste sfinte moaște împrăștie mireasmă bună și au putere vindecătoare. Cugetare.
Când omul se desprinde cu mintea de pământ și o deschide către Dumnezeu, cu dorința de a-i place Lui, Dumnezeu îi arată unuia ca acesta sfânta Lui voie într-o felurime de moduri. Sfântul Petru Damaschinul scrie: dacă omul are dorire întreagă și statornică de a se face plăcut Domnului, atunci Domnul îi arată acestuia sfânta Lui voie prin gândurile ce-i vin, fie printr-o altă persoană, fie prin Sfintele Scripturi. Un astfel de om capătă într-adevăr o sensibilitate ascuțită și neînșelătoare, capabilă să distingă voia lui Dumnezeu și din cele dinăuntru și din cele din afară. Întreaga lume se face pentru unul ca acesta ca o harpă cu 10 strune bine acordate, din care niciun sunet nu este care să nu fie produs de degetul lui Dumnezeu. Luare aminte. Să luăm aminte la Domnul Hristos cel înviat, la cum s-a înfățișat El înaintea celor doi ucenici care mergeau pe drumul către Emaus și cum ei nu L-au recunoscut, la cum inimile lor ardeau în piepturile lor pe când El le vorbea pe cale și cum L-au recunoscut numai când El a binecuvântat și a frânt pâinea înaintea lor, la cum Domnul s-a făcut apoi nevăzut. Predică despre nădejdea cea vie. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după mare mila sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a arătat din nou spre nădejde vie. 1 Petru 1:3. Fraților, cine este cel care are o nădejde moartă și cine acela care are o nădejde vie? Cel care nădăjduiește în lucruri moarte are o nădejde moartă, iar cel care nădăjduiește în Dumnezeu cel viu are o nădejde vie. Mai departe, cel care nădăjduiește în sine însuși și în ajutorul omenesc are o nădejde moartă, pe când cel care nădăjduiește în Dumnezeul cel viu are o nădejde vie. Și mai departe, cel care nădăjduiește în noroc și bunăstarea vieții acesteia pământești și scurte și care nu mai speră nimic dincolo de groapă, are o nădejde moartă, pe când cel care nădăjduiește în înviere și în viața veșnică a împărăției celei cerești, are o nădejde vie. Adevărat cresc vouă, nădejdea vie este mult mai bună decât nădejdea cea moartă, tot așa cum viața este mult mai bună decât moartea, cum lumina este mai bună decât întunericul, cum sănătatea este mai bună decât boala, iar înțelegerea și priceperea mai bune decât ignoranța și prostia. Dar cine este cel care a arătat oamenilor nădejdea cea vie? Cine este el și cum a arătat aceasta? Sfântul Apostol Petru ne răspunde la întrebare. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a arătat-o prin slăvita Lui înviere cea din morți, cea de a treia zi. Nimeni altul nu ne-a arătat-o decât Domnul Hristos și prin nimic altceva decât învierea sa din morți. Prin învierea sa, Domnul a dat aripi nădejdilor slabe ale omului, care au luat putere și s-au întins dincolo de mormânt, arătându-i omului scopul, țelul și roada vieții lui, care merge mult mai departe decât groapa mormântului. Acestea toate ne sunt adeverite nouă, nu de vreun om credul, ci de însuși apostolul cel care multă vreme a șovăit în credință și care chiar s-a și lepădat de Domnul de 3 ori. De aceea tocmai El este Cel care ne adeverește nouă nădejdea învierii Domnului, iar o adeverire a slăvitei învieri care vine tocmai de la El, nouă ne este scumpă foarte. O, Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Cel care a înviat a treia zi din morți, dezrădăcinează nădejdea cea moartă din inimile noastre și sădește în ele nădejdea cea vie, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Petru, cel mai întâi al Tău, căci Ție se cuvine toată slava și mulțumita în veci. Amin.